Doi bărbați din Baia Spria au fost arestați preventiv după ce, în urma unei percheziții în locuința unuia dintre ei, a fost descoperită o plantație indoor de cannabis, scrie site-ul de știri vasiledale.ro. S-a dispus reținerea lor pentru 24 de ore, ambii fiind depuși în arestul IPJ Maramureș. Aceștia au fost prezentați magistraților Tribunalului Maramureș pentru arestare preventivă, mai scrie vasiledale.ro. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic, de droguri, de risc și efect efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Vom reveni cu detalii.